Bravo, Maria, pentru locul 1 în clasament. Mă bucur foarte mult pentru ea. Cred că merita acest lucru și mă bucur că toată lumea a fost alături de ea și a reușit să îi facă o zi mai frumoasă. Chiar dacă în momentul de față nu ajută cu nimic locul 1 în clasament, ea neavând un cuplu. Mă gândesc oricum nu va sta foarte mult în fruntea clasamentului, dar chiar și așa e încă o dovadă în plus că lumea o apreciază pe ea așa cum este și nu datorită faptului că a fost cu Antonio, așa cum credea el că datorită lui a crescut valoarea Mariei. Nici de cum. Așa că mă bucur foarte mult pentru ea. Apropo, de ce spunea doamna Simona că Mirele și Mireasa săptămânii au lacrimi în ochi? Atât Maria, care era foarte emoționată, cât și Mihai era cu lacrimi în ochi și nu am înțeles motivul pentru care Mihai avea lacrimi în ochi. Chiar am observat că și Hatice se uita cu surprindere la el și îl întreba ce s-a întâmplat. Mă rog, cu siguranță este și el dezamăgit de situație, dar asta e și o merită. Mă bucur că au revenit și Dani și Diana în topul clasamentului. De asemenea, m-aș fi bucurat dacă ar fi urcat mai mult chiar de atât să fie deasupra lui Mihai și Hatice, pentru că, hai să fim serioși, merită. Cum de altfel și Vlad și Cătălina meritau să fie în top în locul lui Mihai și al lui Hatice, dar din păcate nu sunt. Dar, na, mă bucur tare mult că Maria a ajuns pe locul întâi, chiar nu mă așteptam să fie acolo și mă bucur foarte mult pentru ea. Felicitări, Maria!